Bună tuturor și bine v-am regăsit la citirea bonus pentru luna august 2023 pe voi cei din zodia Scorpion sau care aveți ascendentul sau luna în zodia Scorpion. Vom începe cu un mesaj din partea îngerilor unde avem uh, o fericire, gânduri pozitive, o împăcare, felicitări, planurile voastre vor merge perfect uh, iar acum este timpul să străluciți vă pot veni idei briliante, poate primiți un cadou să vă faceți voi înși vă un cadou și succesul este tot ceea ce o să vă înconjoare cum ar veni. Aici trebuie să fiți deschiși, să fiți onești, să, nu știu, să vedeți sau să înțelegeți că tot ceea ce vă înconjoară este real și este pe bune să fiți deschiși la anumite oportunități neașteptate care se pot ivi în viața voastră. Dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să lăsați un like sau să vă abonați acestui canal, pentru că nu vă costă absolut nimic, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Haideți să vedem ce aveți în gând, ce purtați în suflet. Și aici mi-apare un blocaj. Nu vedeți clar anumite lucruri care se petrec în viața voastră, nu vedeți o ieșire. Vă este foarte dor de cineva, vă doriți tare mult să ajutați pe cineva sau să aveți pe cineva aproape. Sunteți înconjurați de multă neliniște, deși avem un mesaj foarte pozitiv. Asta este ceea ce gândiți voi, ceea ce e în sufletul vostru, vă simțiți anima noi. Poate lipsește comunicarea cu persoana dragă, poate nu vă ies planurile legate de muncă, de bani, iar lucrul acesta vă doboară, aveți inima frântă și încercați să o vindecați, încercați să o faceți, să bată din nou. Mi-apare că veți avea sau veți da dovadă de putere, veți încerca într-o oarecare măsură să vă încur încurajați, dar... Aveți și foarte multe persoane false în jurul vostru, care nu au scrupule și care, se, care își văd propriul interes. Poate fi o inimă frântă din punct de vedere emoțional, că tot ați crezut, tot credeți într-o persoană și de fiecare dată aduce aceeași durere în viața voastră, poate fi vorba de niște planuri care întotdeauna sunt împedicate de persoanele cu rele intenții din jurul vostru. Nu știți cum să faceți să ieșiți din zona aceasta. Puteți să vedea faceți cu semne de aer, gemi în balanță vărsător sau cu semnul zodiacal leu, unii dintre voi. Dar vă că sunteți mai porniți ca niciodată să vă faceți curățenie sau foarte rapid să aveți niște discuții, să vedeți cine vă urmărește, cine vă pune piedică, de ce nu reușiți. Sunteți agitați, sunteți stresați, trebuie să Poate ați trecut prin niște conflicte și trebuie să le aplanați sau să nu mai ajungeți în acea energie. Ce trebuie să faceți în luna aceasta? Să vă dați o șansă, să cunoașteți într-un mod diferit lumea. Aici poate apărea o nouă oportunitate pentru un loc de muncă, pentru o relație de dragoste, e foarte posibil să cunoașteți oameni noi, este foarte posibil să primiți o veste, o veste foarte bună sau să începeți proiecte noi. Dar ce trebuie să faceți voi, să aveți curaj, pentru că vă văd foarte temători, îngândurați, neliniștiți, înlacrimați. Nu vedeți ceva pozitiv la orizont. Vreți mai mult atenție, poate așteptați o propunere, poate așteptați mai multă încurajare din partea unei persoane, dar văd un succes care vine august-septembrie la voi, aduce multe de blocaje sau răspunsuri, soluții, variante depășiți greutăți cu mai multă ușurință, vă bucurați, văd că primiți un sprijin moral, financiar, sentimental, cum aveți nevoie și nu aveți acea strălucere, acea reușită mare. Haideți să vedem ce trebuie să schimbați în luna aceasta. Un mod de a vă implica în anumite povești, Probabil trebuie să schimbați da, modul de abordare, persoanele cu care stați de vorba. Aici e vorba și de un contract pe care trebuie să-l schimbați sau o promisiune. Cineva și-a dat cuvântul, nu se ține de cuvânt. Să schimbați datele problemei. Văd multă rivalitate. Să nu mai acceptați, poate, anumite lucruri. Asta trebuie să schimbați. Văd și o sumă de bani pe care o așteptați, dar din cauza unei persoane care se tot bagă nu reușiți să faceți rost de acea sumă de bani, dar se găsește o portiță, vi se ridică niște bariere, sau nu știu cum să spun, vi se, acolo unde ați avut niște restricții, niște limitări, niște opriri, da, vi s-a tot prelungit un termen, de exemplu, să știți că vi se dă ocazia să schimbați lucrurile acestea. Poate fi și o lună în care cheltuiți sau poate trebuie să schimbați modul în care uh, acționați, ajutați în luna aceasta, în care sprijiniți sau sunteți sprijiniți. Aveți nevoie de susținere mare din punct de vedere emoțional. Haideți să vedem ce vă ține pe loc amintirile, trecutul, nostalgia, faptul că stați prinși la ceea ce a fost. Nu vă uitați în prezent la ceea ce este aveți tendința de a vă duce în trecut și de retrăi acele momente care poate pentru unii dintre voi n-au fost chiar fericite și chiar n-au fost pentru că mi-apar multe gânduri negative, lacrimi, supărare, supărare, tristețe. Astea s-au schimbat cu trecerea timpului, dar voi încă sunteți prin și acolo și asta vă ține pe loc. Nu o să vă lase să vedeți totul sau lucrurile clar atâta timp cât veți sta în acea energie. Poate aveți de a face cu semne de apă, raci, scorpion, pești, semne de aer, gen, balanță vărsător un mesaj, o veste scrisă, un act scris, o să vă ajute să ieșiți din impaza, vă trebuie să luați voi o hotărâre, să vă alegeți calea pe care vreți să mergeți, aveți mai multe opțiuni, aveți mai multe variante, nu știți încotro să o luați, să semnați acele acte, să nu le semnați, să acceptați acea ofertă, să nu o acceptați, dar vedeți că aveți tendința de a bate pasul pe loc. Ce poate apărea pe neașteptate? Nu avem re realizarea aceasta imensă. Voi veți străluci. Foarte posibil să aveți contact sau legătură și cu zodia Leu. Pe neașteptate vine o bucurie, un succes, o realizare, o împlinire. Un drum deschis. Vine cineva de la drum, primiți o veste foarte bună, primiți un ajutor foarte, foarte mare, o persoană instabilă din multe puncte de vedere, vine cu gânduri foarte serioase, cu trăiri intense către voi. Poate fi vorba și de o acțiune matură, acolo unde s-a acționat într-un mod foarte impulsiv. Ce mai apare pe neașteptate, o mutare, o schimbare, o promovare, o îmbunătățire în relațiile cu familia, copiii, rudele, persoanele de jur, colegi de muncă, persoana iubită și așa mai departe. Idealul tău sau vostru în viitor are legătură cu banii, statutul financiar. Puterea, încrederea, siguranța, asumarea, responsabilitatea, să aveți o siguranță, să aveți o garanție, asta vă doriți pe viitor. Unii dintre voi vă doriți o relație stabilă și de lungă durată, alții dintre voi vă doriți o siguranță financiară. În alte situații vă doriți familie, familie fericită sau să fiți uh, siguri pe calea aceasta pe care mergeți. Și din nou avem soarele. Deci voi veți străluci în luna aceasta și veți fi plini de speranță, iar visele voastre, dorințele voastre se vor realiza cu mai multă ușurință. Idealul vostru poate are legătură și cu o persoană care o să vă ajute să vă atingeți obiectivul sau este cuprinsă acea persoană în dorința voastră. Puteți avea de face într-adevăr cu zodia leu sau o persoană care are ascendentul sau luna zodia leu persoane în semn de pământ, ori capricorn, vărsător apare aici la voi și multe energii feminine sau femei care vă vor ajuta în idealul vostru, în scopul vostru, ce aveți de făcut. Ce vă ajută să reușiți? Pe unii dintre voi banii, dacă aveți nevoie de o sumă mai mare de bani pentru a vă îndeplini dorința, iar pe alții dintre voi o să vă ajute un spațiu public, poate să vă faceți o reclamă, poate să apelați la o persoană cunoscută, poate să vă ajute cineva din familie, persoane iubite, ca să vă puteți împăca. Are legătură și cu anumite figuri cunoscute, și cu un loc public, și cu o rețea de socializare, cu o sumă de bani. Așa asta vă ajută să reușiți. Numai că nu sunteți încrezători sau vedeți că aveți tendința de a vă lăsa acoperiți de anumite gânduri negative de neîncredere, de nesiguranță, de incertitudine, să nu vedeți clar situațiile care vi se aștern sau să vi se pară un gând imposibil. Este cineva sau ceva, o energie care vă trage înapoi, încearcă să vă țină capturați, între ghilimele, să nu vedeți totul lucid. Poate nu trebuie să vă luați după părerea cuiva, de nu avem un capricorn, semne de aer, în balanță, vărsător. Dar știți ce o să faceți voi? Nu o să vă mai lăsați conduși de nimic ce, este, de, ce vine toxic, și o să spuneți gata până aici, rupeți multe legături și veți găsi soluții sau vi se va rezolva problema într-un mod miraculos, veți avea o rezolvare, veți găsi sursa necesară sau tot ce veți nevoie pentru a vă rezolva problemele sau pentru a vă îndeplini dorința, că despre asta este vorba. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!